Bună ziua, ați venit să declarați, să depuneți declarația unică. Da. Cu ce problemă vă confruntați astăzi aici? Foarte mult birocrație. În primul rând, de aici nu ești informat cu nimic. Ajuns să-ți dea informații omul de la fază. Ești trimis la un Xerox, de acolo nu mai știi nimic. Nu știi ce acte, nu știi ce documentație, nu știi la unde să te adresezi, pui. E un haos total și general. Pierzi timp, pierzi bani. De ce depuneți declarația unică? Sunteți de aici, din... Nu, sunt stabilit momentul de față în În afară. acest loc. Am venit să plătesc pentru asigurarea de sănătate, taxele, și Și ați plătit? Ați reușit? în cele din urmă, da. Întâi am fost la casa de asigurări de sănătate, mi s-a spus că trebuie să vin la ANAF să plătesc. De aici îmi trage pe băsură și nu înțeleg. Avem o țară performantă care performează în IT, oameni foarte buni și un sistem care este la pământ. Ce trebuie să faceți acum după ce ați plătit? Acum trebuie să merg înapoi să depun Înapoi la la casa... casa de asigurări de sănătate, să depun Dovada. dovada că am plătit. Ea va intra în sistem, nu știu după cât timp va apărea că am plătit. Mulțumesc. Îmi pare rău. Asta e sistemul ziua de astăzi și ar putea fi mult mai bun și îmbunătățit pentru noi toți și să fie mai operativ. Nu să pierdem timpul și al lor și al nostru.